Echipe cu tradiție în fotbalul românesc, Corvinul Hunedoara și CSM Reșița au stat față în față în ultimii ani doar la nivelul Ligii a 3, acolo unde s-au întâlnit de 8 ori în ultimii mai bine de 10 ani. Acum cele două echipe joacă în Liga Secundă, iar primul meci disputat între cele două în noua ligă va avea loc sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Michael Klein din Hunedoara. În urma meciurilor disputate în trecut de Corvinul și CSM Reșița, bilanțul este favorabil albaștrilor, care au câștigat 5 confruntări, pierzând 2, o singură partidă, terminându-se la egalitate. Ultima întâlnire la nivelul Ligii a 2 a fost în sezonul 2007-2008, când FCSM Reșița câștiga tur-retur meciurile cu Corvinul 2005-Hunedoara, 5-0 în Valea Domanului și 3-1 pe Arena Michael Klein. Pentru meciul de sâmbătă, antrenorul Corvinului are mare încredere în jucătorii albaștri, dar și în hunedorenii care sunt invitați pe stadion pentru a susține favoriții. Am avut contra Reșiței niște meciuri amicale bune, toate au fost intense și ultimul meci a fost fără gol marcat, dar chiar a fost cu ocazii și de o parte și de cealaltă. Suntem două echipe nou promovate. Cred că și noi și cei de la Reșița vor să propună un fotbal bun și eu zic că va fi un meci interesant. Noi trebuie să fim optimiști, nu ne oprește nimeni din a visa și trebuie să ne propunem obiective, să fim totuși cu picioarele pe pământ și realiști. Suntem o echipă nou promovată care facem lucrurile așa cum trebuie, suntem susținuți. Eu zic că va fi un meci spectaculos, va fi un meci frumos și cu două echipe bune care încearcă să joace fotbal. Noi jucăm acasă, sper să facem cât mai bine, cum am făcut-o în meciurile precedente, și să fim cât mai conectați din primul minut până în ultimul minut.